Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, suntem tot mai aproape de finalul cărții Geneza. Aceasta nu înseamnă că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu mai are ce să ne comunice. Încă mai sunt atâtea lucruri pe care Dumnezeu, în dragostea Lui, este gata să ni le ofere ca hrană spirituală pentru sufletele noastre și, în același timp, ca și călăuză, așa cum a făcut-o până acum. Am văzut până acum modul în care Dumnezeu aduce familia lui Iacov în Egipt. După emoționanta întâlnire dintre Iosif și tatăl lui Iacov, urmează instalarea într-unul din cele mai bogate ținuturi ale Egiptului, ținutul Gosem. Aici am împărăsit pe Iacov și ai lui 70 de suflete aduse de Dumnezeu din Canaan. Astăzi ne vom arunca privirea asupra capitolelor 47 și 48, capitole în care Iacov apare într-o lumină mult mai pozitivă. Să vedem despre ce este vorba. Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și a spus, Frații mei și tatăl meu au sosit în țara Canaan cu oile și boii și cu tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. A luat pe cinci din frații lui și a dus înaintea lui faraon. Faraon a întrebat pe frații lui Iosif, Cu ce vă îndeledniciți?" I-au răspuns lui faraon, Robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Și-au mai zis lui faraon, noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foame în țara Cananului. Îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Familia lui Iacov, la îndemnul lui Iosif, face demersurile necesare pentru stabilirea în ținutul Gosem. Așa după cum am văzut, egiptenii nu erau deloc interesați în creșterea oilor. Ori aceasta reprezenta o oportunitate perfectă de afaceri pentru familia lui Iacov. Iosif cunoștea foarte bine de acum obiceiurile egiptenilor și este de un mare ajutor pentru familia sa. Faraon, pe de altă parte, se arată foarte binevoitor. Faraon a zis lui Iosif, tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării să locuiască în Ținutul Gosen. Și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Faraon se gândește chiar să-i folosească pe acești oameni și pentru turmele lui, de vreme ce era atât de greu să găsească păstori de nădejde printre egipteni. Mai ales că avea plăcutele experiențe cu Iosif, se gândește că și frații săi îi seamănă. Urmează acum un frumos episod în ceea ce îl privește pe Iacov. El este adus de Iosif în țara lui Faraon. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Ce frumos! Iacov îl binecuvântează pe Faraon. Iacov devine un martor al lui Dumnezeu în fața acestui împărat. Faraon a întrebat pe Iacov: Care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui Faraon. Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele, și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Observați ce fel de om este Iacov acum. Nu este vechiul Iacov, mândru de realizările lui, de istețimea lui, ci este un om umil un om care consideră că cei dinaintea lui ar avea mult mai multe lucruri cu care să se laude. Și aceasta nu este venită dintr-o înțelepciune ce vine odată cu vârsta, ci cred eu este schimbarea omului la intervenția lui Dumnezeu. Iacov ajunge în Egipt la vârsta de 130 de ani. Va mai locui încă 17 ani în Egipt și va muri la vârsta de 147 de ani. Era destul de înaintat în vârstă când ajunge în Egipt, dar dorul lui după Iosif îl revitalizează. În ce privește comportamentul lui Iacov, și el este mult modificat. Dacă mai înainte folosea cuvintele pentru a-și atinge interesele, acum bine la fiecare pas. De fapt, aceasta pare a fi tot ceea ce face Iacov în această ultimă parte a vieții sale. Merge puțin mai departe, versetul 10. Iacov a binecuvântat iarăși pe faraon și a plecat dinaintea lui faraon. Vă mai aduceți aminte de întâlnirea dintre Iacov și Laban? Au stat o noapte întreagă de vorbă și Iacov le-a povestit tot ceea ce făcuse. Poate că a spus și despre cum l-a înșelat pe fratele lui Esau, luându-i dreptul de întâi născut. Poate că s-a descris în culori pozitive, un pragmatic, multe calități, pentru că, vedeți, voia să obțină ceva de la Laban. Acum avem un Iacov care trăiește prin credință, care știe că nu faraonei va da ceva, și Dumnezeu. Așa că cel mai nimerit este să binecuvânteze în numele Lui. Din păcate, și în zilele noastre, poate mai mult decât atunci, auzim numeroși creștini lăudându-se cu diferite lucruri. Uneori chiar noi creăm cadrul pentru astfel de oameni lăudându-i și aplaudându-i. În astfel de situații ne este tot mai greu să ne vedem așa cum suntem în realitate. Un grup de păcătoși care n-au cu ce să lăuda în afară de faptul că Domnul Isus în bunătatea lui, a găsit cu cale să se îndure de noi. La fel, așa cum Iacov nu se considera superior părinților lui, nici noi nu putem să afirmăm că am înregistrat vreun progres în ceea ce privește viața spirituală. Cineva spunea că nu se simțea deloc bine atunci când trebuia să iasă cu părinții undeva. Îi se părea că nu știu deloc să se poarte, sunt oameni prea simpli, nu corespund societății de astăzi. La acea vreme, persoana respectivă era elev de liceu. Au trecut câțiva ani. A terminat liceul, facultatea, a obținut o slujbă. Dintr-o dată, optica lui s-a schimbat. A înțeles cât de greu a fost pentru părinții lui să-l țină la școală. S-a dus în vizită la ei și a fost surprins să descopere ce oameni cu bun simț erau, cât de înțelepți erau părinții lui. Credeți că se schimbaseră ei? Nu. Părinții lui au fost aceiași. Prietenul nostru avea de acum o altă percepție. La fel s-a întâmplat cu Iacov. El era un om nou de acum. Iosif va așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. La momentul în care se scrie Carta Geneza, ținutul Gosenului era deja recunoscut sub numele de Ramses, nume dat de dinastia domnitoare a Egiptului. Este, de fapt, o anticipare a ceea ce avea să se întâmple la un moment dat cu poporul evreu. Mă refer aici la robia pe care ei trebuie să o îndure robia în care au contribuit și la construcția unor piramide pe atunci foarte răspândite. Mai este însă până atunci, iar vremurile de acum sunt promițătoare pentru familia lui Israel. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său după numărul copiilor. Nu mai era pâine în toată țara, că și era foarte mare. Țara Egiptului și țara Cananului tângeau din pricina foametei. Motivul pentru care numai Egiptul și Cananul sunt menționate aici este acela că aceste două regiuni geografice constituie cadrul povestirii noastre. Foamea, însă, cred eu, era mult mai extinsă. Dacă Iacov și familia lui ar fi rămas în Canan, cu siguranță ar fi avut mari probleme. Nici în Egipt nu se mai recolta de mult. Dar existau provizile strânse de Iosif. Provizile erau atât de mari încât Egiptul putea vinde și altora. Iosif a strâns tot argintul care se găsea în țara Egiptului și în țara Cananului în schimbul grâului pe care îl cumpărau oamenii, și astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon. Acum, acesta este un motiv pentru care Iosif a fost adesea criticat. Oamenii l-au criticat pe Iosif că s-a folosit de acest timp critic pentru ca cea mai mare parte a familiei și a apropiaților săi să se îmbogățească. Ba mai mult, spun criticii, el a cumpărat țara. Cei care au lansat asemenea critici probabil n-au citit prea bine ceea ce a făcut el cu banii. El nu i-a păstrat pentru sine, nu i-a oferit familiei sale, ci a dat lui faraon al cărui angajat era. Iosif era un om principial. Se pare că această foame a făcut adevărate ravagii. Când s-a sfârșit argintul din țara Egiptului și din țara Cananului, toți egiptenii au venit la Iosif și au zis, Dă-ne pâine, pentru ce să murim în fața ta, căci argint nu mai avem? Iosif a zis, dați vitele voastre și vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre dacă nu mai aveți argint. Și-au adus vitele la Iosif și Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi și de boi și în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor. După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în următorul an și au zis, nu putem să ascundem Domnului nostru faptul că argintul s-a sfârșit și turmele de vite au trecut în stăpânirea Domnului nostru. Nu mai rămân înaintea Domnului nostru decât trupurile și pământurile noastre. Pentru ce să murim sub ochii tăi noi și pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii și vom fi ai Domnului nostru noi și pământurile noastre de ne să semănăm ca să trăim și să nu murim și să nu ne rămână pământurile pustii. Iosif va cumpărat pentru faraon toate pământurile Egiptului, căci egiptenii și-au vândut fiecare ogorul pentru că îi silea foametea și țara a ajuns în stăpânirea lui faraon. Vă aduceți aminte că Iosif făcuse provizii în cetățile țării? Acum populația se îndrepta tot mai mult către orașe cât despre popor, l-a mutat în cetăți, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă. De acum se apropie încheierea celor șapte ani de foamete. Iosif a zis poporului, V-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru faraon. Iată, vă dau sămânță ca să puteți sămâna pământul. La vremea roadelor veți da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părți vor rămâne vouă ca să semănați ogoarele și să vă hrăniți împreună cu copiii voștri și cu cei ce sunt în casele voastre. Cred că multe guverne și-ar dori să aibă un ministru al economiei asemenea lui Iosif. Nu numai Faraon a câștigat, dar și oamenii au fost câștigați la rândul lor. O înțelepciune omenească nu ar fi putut face așa ceva. Iosif a făcut totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum că foametea era pe sfârșit, oamenii primesc sămânță și sunt îndemnați să seamene. În tot acest timp, Israel a locuit în Ținutul Gosen. Israel a locuit în țara Egiptului, în Ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au mulțit foarte mult. Iacov a trăit 17 ani în țara Egiptului și zilele anilor vieții lui Iacov au fost de 147 de ani. Iată însă și sfârșitul vieții lui Israel. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune, rogute, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Iosif a răspuns: Voi face după cuvântul tău. Iacov a zis: Jurăm! și Iosif i-a jurat. Apoi, Israel s-a plecat cu fața pe căpătâiul patului. Ceea ce își dorește Iacov, sau Israel, cum îi spunea Dumnezeu, este ca oasele lui să fie duse înapoi în țara cananului. Cred că sunt câțiva factori care l-au făcut pe Iacov să aibă o asemenea cerere. Mai întâi, avea 147 de ani, și se aștepta ca de la o zi la alta să încheie viața aici pe Pământ. Apoi, văzând succesul economic pe care l-au înregistrat copiii lui în frunte cu Iosif, el se temea că nu cumva ei să se îndrăgostească de țara Egiptului și să nu mai dorească întoarcerea în Canan. Vedeți, nu Egiptul era țara promiselor, ci Cananul. Dar de aceasta va avea Dumnezeu grijă. Aceste motive sunt de fapt o expresie a credincioșiei lui Iacov în ce privea legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu el și părinții săi. Acum că am văzut ultimele gânduri ale bătrânului Israel. Să trecem la capitolul 48, unde îl găsim pe Israel bolnav și gata să dea binecuvântarea pentru fiii lui. Iosif vine să-și viziteze bătrânul și bolnavul tată. După aceea, au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov și au spus, iată că fiul tău, Iosif, vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Cred că această vizită i-a făcut o mare bucurie lui Iacov. Iosif, fiul iubit, venea în vizită cu fiii lui. Întotdeauna nepoții sunt o bucurie pentru bunici. Bunicii văd parcă în ei pe copiii pe care i-au avut, dar Iacov are ceva de transmis. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeul cel atotputernic mi s-a arătat la luz în țara Canan și m-a binecuvântat. El mi-a zis, te voi face să crești, te voi înmulți și voi face din tine o ceată de popoare. Voi da țara aceasta seminței tale după tine ca să o stăpânească pentru totdeauna. Dacă am alătura cuvintele lui Iacov de acum cu cele ale lui Avram, n-am avea nicio deosebire. Credința lui Avram în cuvintele Domnului, cu privire la națiunea care se va forma, la țara pe care o vor moșteni și la binecuvântarea de care vor avea parte, se regăsește în întregime în aceste cuvinte ale lui Iacov. M-am spus eu că Iacov s-a schimbat, este de nerecunoscut. Se petrece însă ceva neobișnuit. Familia lui Iacov, și mă refer aici la cea care va primi binecuvântarea, suportă o mică modificare. Versetele 5 și 6 Acum, cei doi fii care ți s-au născut în țara Egiptului înainte de venirea mea la tine în Egipt vor fi ai mei. Efraim și Manase vor fi ai mei ca și Ruben și Simeon. Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi. Ei vor purta numele fraților lor în partea lor de moștenire. Cei doi fii ai lui Iosif sunt incluși în familia lui Iacov. Fiecare dintre ei se va dezvolta ca un trib. Acum, pentru cei care sunt puțin derutați de ceea ce se petrece aici, trebuie să dăm o explicație. În scriptură se va vorbi foarte mult de cele 12 triburi ale lui Israel. Iacov avea deja 12 fii, cu cei doi nepoți ar fi trebuit să fie vorba de 14. Trebuie însă să nu uităm că Iosif nu va forma niciun trib. Apoi, atunci când Dumnezeu va porunci construirea cortului și va institui ordinul preoțesc al lui Levi, acest trib nu va avea nicio moștenire în Israel, ei alcătuind familia preoțească, cea care va sluji la cortul întâlnirii și mai târziu la Templu. Așadar, cei doi vor deveni fiecare câte un trib, deși acum nu sunt decât niște adolescenți. Mintea lui Iacov se duce înapoi în timp la Rebecca și la alte personaje dragi lui. Iată ce citim în versetul 7. La întoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lângă mine, în țara Canan, la o depărtare bunicică de Efrata. Și am îngropat -o acolo pe drumul care duce la Efrata sau Betleem. Iată însă momentul binecuvântării. Israel și-a întins mâna dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase. În adins și-a încrucișat mâinile astfel căci Manase era cel din tine născut. A binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvânteze pe copii aceștia. Ei se poartă numele meu și numele părinților mei Avram și Isaac și să se, se înmulțească foarte mult în mijlocul țării. Din nou apare aici modificarea ordinii nașterii. Lui Iosif nu a venit bine când a văzut că tatăl său își pune mâna dreaptă pe capul lui Efraim. De deci ce a apucat mâna tatălui său ca să o ia de pe capul lui Efraim și să o îndrepte pe a lui Manase? Și Iosif a zis tatălui său, nu așa, tată, căci acela este cel întâi născut. Puneți mâna dreaptă pe capul lui. Dar Iacov avea el însuși o istorie cu privire la întâiul născut. Ascultați-l mai departe. Tatăl său n-a vrut ci a zis, Știu, fiule, știu. Și el va ajunge un popor și el va fi mare, dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare decât el și sămânța lui va ajunge o ceată de neamuri." El a binecuvântat în ziua aceea și a zis, Numele tău vor întrebuința izraeliții când vor binecuvânta zicând, Dumnezeu să se poarte cu tine cum s-a purtat cu Efraim și cu Manase. Și a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase. Oare de ce a ales Iacov să dea în felul acesta binecuvântările, punându-l pe Efraim înaintea lui Manase? O să mai vedem astfel de alegeri în paginile Scripturii și cred că motivul este acela pe care le exprimă Dumnezeu prin gura profetului Samuel. Este vorba despre episodul ungerii lui David ca rege peste Israel. Mai întâi sunt aduși frații lui David, care erau toți înalți și frumoși și Dumnezeu îi spune lui Samuel că niciunul dintre ei nu este alesul. În cele din urmă vine și David, care era doar un copil. Samuel este puțin contrariat, dar înțelege că Dumnezeu are alte principii decât noi oamenii. Dumnezeu se uită la inima noastră și nu la aparențe, la întâietate politică, economică sau de orice altă natură. Și în cazul celor doi, Dumnezeu judecă la fel, după inima lor. Dragii mei prieteni, părăsim aici și aceste două capitole pentru a ne întoarce la momentul în care Iacov îi va binecuvânta pe ceilalți fii ai săi. Cred că și lecția de astăzi a găsit un teren pregătit în inimile noastre de către Dumnezeu. Vedeți, el a schimbat inima lui Iacov, i-a schimbat întreaga viață. Dragii mei, și inima noastră încearcă Dumnezeu să o schimbe. Inima este cea care dictează în viața noastră. Domnul Isus o caracteriza ca fiind sursa tuturor răutăților. Este izvorul vieții. Abia atunci când îi dăm voie lui Dumnezeu să intre acolo, să curețe, să schimbe inima noastră după voia lui, atunci vom avea parte de binecuvântare și la rândul nostru vom fi binecuvântări pentru alții. Fiți binecuvântați! cuvântați. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.